Deci vă spuneam anterior despre proces contravențional pornit împotriva numitei Gale Dermenci din satul Burlacu, Raionul Capul, care la 17 august 2020 m-a numit pe mine cu cuvinte injurioase, hai vă zic așa cum este, în incinta primăriei nebună, eu nebună. Și eu, nebună, aș aduna un sat de nebuni. A intrat ea în primărie dimineața când noi eram, când convocase o ședință de lucru primarul Muntean Mihail și ea a dat busna în sala, în biroul primarului, în prezența consilierilor, filmând și ea și fiică-sa. Deci eu am sesizat poliția pe acest fapt, că am fost numit vânătare mod cu cuvinte injurioase, dar să vedeți că doriva mai spus dumneavoastră, prima instanță i-a respins contestația ei, a fost recunoscută vinovată și a fost menținut procesul verbal de contravenție. Dar poliția a amendat-o Nefiind totuși cu cât? cu 409 unități convenționale. Dar, deci, prima instanță remarcă că procesul verbal privind la contravenție fiind întocmit de un organ al statului aflat în exercițiul funcțiunii, trebuie să-i se recunoască valoarea probatorie sub aspectul constatării stării de fapt ca efect al triplei prezumții de autenticitate, veridicitate și legalitate. Face trimitere la jurisprudența CEDO, așa? Dar să vedeți, eu acum tot parcă îmi dau seama că polițiștii, pare mi se ori ei nu sunt școliți sau n-am eu idee cum se întâmplă. Că fiind întors la rejudecare această, întoarsă la rejudecare această cauză, Curtea de Apel a invocat că audiat XY, cineva, adică alt polițist, deci audiat, întâi au clasat, deși eu am depus o reexaminare, o cerere de reexaminare acestei. Deci prima dată a fost clasată această sesizare a mea și eu am depus o cerere de reluare a examinării acestei plângeri La din poliție. 17. La poliție ați Da, cerut. da, da, da. Da, Și până la urmă aceasta poliția au este și a... decis să o amendeze, dar Da, prima și a fost... instanță a anulat amenda, dumneavoastră ați contestat la apel și apelul întors la rejudecare. De atâta durează mai mult de un an. Da, nu că prima instanță, nici nu i-a anulat decizia, prima instanță de fond, e respins contestația, a menținut procesul verbal de contravenție, Curtea de Apel a reîntors la rejudecare, invocând că procesul verbal dar trebuie așa, dintocmit, în fine, A, niște deci ea chestii. au contestat, ea nu a fost de acord. Nici cu Da, amenda, da, nici da. cu decizia, hotărârea primei instanțe. Ok. Da, dar vedeți, dar ea a tulburat liniștea atâtor judecători, atâtor, și tot îmblă și bagă în ochi, adică cinci, în Pe fine, asta nu durata se mai discută. procesului, în timpul ședințelor, da? Da, atât și-a bătut joc, atât de vulgar s-a comportat, cuvinte nu sunt. Și deci, la rejudecare, deci, a procesul verbal de contravenție a fost întocmit la 22 octombrie 2020. Fapta a avut loc la 18 august 2020 în incinta primăriei. Oricum, codul nou contravențional permite să aplice amenda, îmi pare că chiar în 3 luni, deci trecuseră numai 2, nu-i grav. Deci, acum este nu doar 3, dar chiar un an. Oho, oho. Un an este, da, un an este. Și, deci, iată, la data de 22 octombrie,
Iarăși, ea a făcut filmări live, n-a josit instanța, de niște, de parcă ar fi toți absolut, mă scuzați, fără capacitate de exercițiu, doar ea una singură cu telefonul umblă, rupi la mață, așa o expresie, cum se comportă ea. Și deci, la data de 22 octombrie, ea a refuzat judecătorul. Era deja obositor chiar pentru toată lumea. La fel, aclamând. Și deci am primit decizia motivată, hotărârea motivată pe cauza dată deci de la rejudecare. Pronunțarea a fost mai târziu, nu mai țin minte când n-am mai. Și prin deci, ceea ce am primit, deci instanța care a examinat rejudecarea face trimitere că, potrivit articolul 425, cod contravențional, poate fi așa. Sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod care servesc acum statarea existenței sau inexistenței contravenției, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției și la cunoașterea altor circunstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei. Totodată, instanța face trimitere la faptul cum că, să-ți scriu o poișne și fugitiv, așa am trecut, trebuie să stai să le citești cu tocul. Da, același Face judecător a trimitere cu. examinat a doua oară sau Nu, alt nu, nu, complet? în alt complet. În alt complet, da, în alt complet, da. Și deci face trimitere la faptul că pretins procesul contravențional, da, unde că am citit eu, ar putea fi corectat. Adică lichidate încălcările. Eu, deși procesul contravențional nu l-am. Legea contravențională prevede redactarea procesului verbal cu privire la contravenție într-o anumită formă ad validitatem, adică o expresie în latină, cu respectarea sau expresie termeni juridici, cu respectarea tuturor prescripțiilor legale de fond și de formă pentru încheierea sa valabilă, în scopul producerii efectelor juridice pentru care a fost întocmit în acest context respectarea exigențelor legale prevăzut de articolul 443 cod contravențional, sunt impuse agentului constatator. Concluzia care este că chiar dacă te înjură și te batjocorește în loc public, dar chiar și dacă sunt persoană publică și polițiștii fiind unii nișcoliți, sau eu cum să-i numesc, iată ce fac ei și prin acest fapt, din acest fapt se anulează procesele verbale. Dar ce au încălcat ei procedural în procesul verbal, atât cât se ducă la invalidarea lui? O face tot înscris, adică procesul verbal trebuiau să fie scris fabula înjurioasă, anume ce cuvinte, deci o descriere detaliată. Păi dacă nu poți să-i învoci doar articolul din lege și să nu spui ce anume a făcut omul ca să ducă la încălcarea acelui articol. Că altfel asta poate să ducă la abuz și orice polițist poate să te amendeze și pe dumneata și pe mine, cum se întâmplă adesea, și să zică nesubordonarea organelor de poliție. Dar în ce fel? Cum nesubordonare? Că eram duși deseori la poliție, în arest am stat chiar. Polițiștii ziceau nesubordonare, dar nu îi explicau acum ce acolo, ce, în ce fel s-a manifestat nesubordonarea. La fel și Da. aici, ca la dumneavoastră, calomnii sau injurii, în ce fel s-a manifestat injuria. E adevărat că în procesele cele verbale nu au prea mult loc unde scrii chestia asta, dar poate să Da, facă o da, da, da. anexă la proces verbal sau nu știu cum, dar nu poate să invoce doar articolul și să nu explice ce anume a făcut persoana ca să o amendeze. Dar însă și la foile dosarului, la pagina 12, chiar pe aici de prima dată am avut avocat, dar acum dacă țineți s-o mări pensia, acum cam nu știu. La foile dosarului, ea când este audiată de către Goncearov Lilia și scrie că am mers la primărie și m-am certat cu rotarul tam, însă și ea declară.
Și dar scrie așa un fals, s-a certat, dar nu scrie cu ce cuvinte m-a numit. Și deci vă zic că ea însă știe clară că s-a certat, deși ea nu a fost invitată la primărie, Bine, pretins, nu mai țin cearta minte. poate fi tolerată și acceptată, mai ales că dumneavoastră sunteți funcționar sau na, ales al poporului, ea e angajată la structura primăriei, la grădiniță, și deci cearta între doi angajați publici e de tolerat, dacă nu cumva această ceartă degenerează în conflict verbal cu injurii. Injuriile sunt interzise, dar să polemizezi, să te cerți, poți. Dumneata, cum îi Păi cum să reproșezi te deseori cerți? că nu Hai, vin? te rog, Dumneata hai, îi reproșezi că nu-i la propovează-i serviciu și tot așa, nu? pe... Te rog, eu chiar nu sunt Sau persoana dacă a venit, care să... la ședință de consiliu, înțeleg că asta se întâmpla la ședință de consiliu. Nu, era o ședință lucrativă. Ceva era problema aprovizionării cu apă a grădiniței. Era dimineață, 17 august. Deci Și ea, în mod... cearta în sine nu e interzisă. Nu poate fi un temei de a amenda omul. Dacă e Hai, te pe rog. articolul acela de injurie, trebuie să fie ceva în jurătură. Și Păi ea injuria ce trebuie pomenită în procesul verbal, că altfel nu poți m-a demonstra numit, conjurat. Dacă n-a pe mine făcut asta. nebună. Eu am prezentat video, eu am prezentat o secvență. Ea m-a numit. Plus la aceasta, e alte cuvinte mai întrebuințate, care eu nu m-am așteptat și nu le-am surprins, dar nici ea nu s-a prezentat la ședință ca să prezinte probele ei video. Ne-a să vedeți cum ea tulbură brigada asta a Mariei Olar, ele tulbură atât liniștea publică, de parcă chiar nu se găsește pentru ele act de cojoc, să zicem, act de cojoc legal. E vina polițistului că n-a întocmit bine procesul verbal. Presupun că a făcut-o chiar cu intenție, dacă el inițial n-a vrut să o amendeze, după aceea a amendat-o totuși, dar n-a completat ca lumea procesul acela verbal ca să ducă la invalidarea lui. Și iată, e ciudat că prima instanță, prima examinare, o păstrat ceea ce a scris polițistul. Dar a doua oară erau obligați să-l anuleze pentru că a fost probabil cu bună intenție făcut de mântuială ca femeia să nu fie amendată. Poate că cineva din altă parte, nu doar Maria Olar, o încurajează să tulbure apele în felul ăsta. Dar ele au acolo brigadă, în fine. În prima instanță, destul de motivat, dar și logic, marturii toți au confirmat că ea s-a comportat Nu poate fi făcut nimic dacă nu s-a respectat procedura la întocmirea procesului verbal. Ori e incompetent, ori e rău intenționat acel polițist sau polițistă care a făcut-o. Agentul constatator, că el funcționează ca primă instanță. El trebuie să pună în balanță ce declară dumneata, ce declară ea, ce spun probele, ce spun martorii și după aceea să ia prima decizie. Amendez sau refuz amendarea. El inițial a refuzat amendarea, a doua oară a dispus amendarea, dar a făcut-o de mântuială, fără argumentare, fără fixarea în Ideea procesul verbal a probelor. Păi ascultați, prima dată când eu am depus plângerea, nu am reușit să depun acel video. Nu mai țin minte, poate de lipsă de bani. Și a doua oară eu am depus video, am anexat video pe care eu îl dețineam. Până la emiterea procesului verbal, până la constatarea faptei, până pe 22 octombrie. Da. Da, ei, deci el a avut timp să vadă probele și să ia o decizie pe 22 octombrie în cunoștință de cauză. Doar că el a făcut-o de mântuială, n-a scris acolo în ce a constat contravenția. A invocat doar articolul. Păi cam așa, și să vedeți, ea acum are ce trâmbița, că a C-o mai fost câștigat, așa un caz. procesul în instanță. O câștigat, dar păi nu-i câștig. Deci vedeți cum, parcă aici Cum e nu-i bânsul cu câștig? două cazuri. S-a anulat amenda. Dar însă și ea a fost recunoscută vinovată, a fost recunoscută. Nu. Dacă se încetează procesul, se anulează amenda, ea e deja nevinovată. Ia Ea bună treabă. poate să ceară și despăgubiri de la stat că a fost chemată în judecată. În Ei, și baza mai legii, vorba, bine, vezi? dacă n-a fost amendată, dacă n-a fost reținută, poate că mai puțin probabil. Dar dacă ar fi fost cumva pedepsită, ea ar fi putut invoca legea 1545, dacă mi-amintesc eu bine. Evident să nu fie, evident să nu fie. Adică toți declară că ea ne-a numit pe noi injurios și vă dați seama că ea, vedeți, să nu cadă toți la picioarele ei. Deja au trecut anul și ceilalți nu poate să plângă ca cumva să completeze plângerea dumneavoastră și să o pedepsească. Deci, prindeți-o pe picior greșit cu altă ocazie. Dar n-am nevoie și nici nu am
starea sănătății, ci niciodată n-am urmărit. Asta că ea tulbură apele, chiar vă zic, că e intenționat, fără lipsă de cultură. Mii deja mi era Problema e că rușine. oamenii apreciază așa ceva, dau like, share și s-ar putea la următoarele alegeri ea să candideze, să fie votată. Cine se Cum o candidează? cheamă? Am uitat. Femeie ce e? E formatoare de opinie, e, cum se cheamă, influencer. Da, era zic adorata sau cum zic, fana mea. Ea nu știe să scrie, ea nu știe să Dar nu citească. contează, nu contează, trebuie să fii votată, nu trebuie să știi să scrii. O să-i scrie Maria Olar, ce crezi? Păi dacă Sau ea fix, și am înțeles cu apără, ce crezi? O să... Dacă ea singură minte că eu nu știu să citesc, eu nu pot să citesc, eu nu citesc fără ochelari și iese în coridor și se uită telefon. Și o grămadă de oameni, și o grămadă de oameni se regăsesc în astfel de personaj. Dar cum poți să minți tu? Cum poți să minți instanța să spui că nu Poate știi, chiar n-are nu poți ochelari. Să Poate n-are n-avea ochelari. Bine, dar în telefon cum? Dar în telefon cum se Face uită fără literele ochelari? mari. Face literele mari. Bine, hai că vreau să intru în direct. Acum am înregistrat plângerea dumneavoastră. Îmi pare rău că așa funcționează sistemul de drept moldovenesc, dar Nu asta știu e. pe cât Insistați. e de relevant subiectul, Vă dați seama da, dar câți bani s-au cheltuit pe procesul ăsta? da. Polițistul, cât salariu a luat, câte luni până când a întocmit procesul ăsta verbal, după aceea judecătorii, grefierii la curtea de apel un complet Da. întreg, cu tot cu grefieri și consilieri și înapoi la rejudecare, probabil dumneavoastră o să fiți nemulțumit și o să contestați iar la curtea de apel și tot așa și uite cu ce se ocupă Desigur. câteva milioane de procese pe rolurile Desigur, instanțelor neapărat moldovenești. contestația va fi contestația, chiar să văd care va fi finalul, pentru că este chiar totalmente obraznic. Obraznic, fără cuvinte chiar nu aș găsi. Și la fel se comportă samovolnic, pleacă de la lucru, o poți vedea în oricare timp al zilei, plecând de la lucru, că, adică e un fel de samovolnicie, un fel de lipsă de cultură. Aici e deja vina directoarei sau a directorului grădiniței că nu o pedepsește conform codului muncii, nu? E vina ei, că ea își permite cât îi permite șefa, nu? Cam așa și este. Și ele ambele pe una pe alta se acoperă, se suplinesc. Deci femeia asta nu și-ar permite așa obrăznicii dacă n-ar fi încurajată, aplaudată pe internet, susținută de Aldi Maria Olar, dacă nu ar fi mângâiată pe cap de polițist, dacă nu ar fi iertate pe păcatele ei de către instanța de judecată. Iată cum lucrurile se adună și tună și se adună toți într-o minte. Dar cum să spuneți că ea doar tot țipă și spune că toți întocmesc proces verbal la comanda mea? Dar cine eu sunt? Ba, mă numești că eu conduc un glob, ba, că eu conduc un sat. Adică ar trebui să fie părerea mea. Chiar dacă sunt greșite, părerile ei au dreptul la viață, dacă nu ating drepturile noastre fundamentale. Dacă ziceți că v-au ofensat, atunci da, au încălcat drepturi fundamentale, dreptul la onoare, demnitate și tot așa. Doamnă, trebuie să intru în direct. Mulțumesc Obțin pentru nicio relatare. Problemă. Dacă și vă mulțumesc La pentru revedere, da. Cele bune.